Fapte, oameni, întâmplări, evenimente care ne marchează viața. Bună seara, doamnă! E pe silențios telefonul nostru? Nu, ne închis de tot. Oh, ok. Și nu mai dăm tot sens cu baterie. Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor și bine ați venit la TVSAT. Așa cum v-am obișnuit și în această seară, vă dăm întâlnire la emisiunea Te Privește. Eu sunt Daniel Țiglanu și timp de 60 de minute o să stăm de vorbă cu directorul executiv adjunct de la Direcția de Evidență a Persoanelor Buzău, domnul Adrian Tănase. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și distinșilor dumneavoastră telespectatori. La mulți ani, că ne vedem prima dată în acest an, la început de an, și sperăm că acest an să fie mai bun la toate capitolele. Eu vă mulțumesc frumos că mi-ați acceptat invitația ca în această seară să discutăm despre problemele care există pentru identitatea unui om. Și eu vă mulțumesc de invitație. Ei bine, doamnelor și domnilor, și pe dumneavoastră vă aștept să participați în direct în această seară la 0338 568 568, apel cu tarif normal. Nu uitați nici de site-ul nostru www.tvsat.ro, cu un simplu click ne puteți vedea live. Și bineînțeles, săptămânalul de informație și divertisment scurt pe 2, ajuns la numărul 5, este la dumneavoastră acolo acasă. Sper că l-ați și cumpărat și vedeți tot ceea ce înseamnă TVSat sau informația de care dumneavoastră aveți nevoie. Înainte de toate, domnule Tănase, spuneți-ne și nouă ce înseamnă evidența persoanelor. Complicat. Ați început cu o întrebare grea și așa o să încerc să sintetizez și să mă fac cât mai pe înțelesul oamenilor, pentru că nu trebuie să dăm definiții de manual. Chit că eu mai am în ultimul an și ceva, am această preocupare de a scoate la câteva luni câte o carte de specialitate. Și oamenii trebuie să înțeleagă la ce se referă această evidență a persoanelor. Este un sistem până la urmă, este un sistem bine organizat, dar pe geamă o să credem, de către stat, în vederea cunoașterii numărului, structurii și mișcării populației. Este un sistem organizat în beneficiu statului, dar în egală măsură ar trebui, sau este în mare măsură, și organizat și în beneficiul cetățenilor care obțin un act de identitate de la, sau sunt beneficiari acestui sistem și, cum să zic, își valorifică drepturile și interesele legitime în baza actului de identitate liberat de acest sistem. Îmi spuneați că aveți o pasiune de a scrie cărți. Evidența persoanelor de la teorie la practică. Ce înseamnă, de fapt, un volum destul de gros această carte? 600 și ceva de pagini. Ce se întâmplă? Chiar discutam azi cu colegii mei de la Evidența persoanelor Buzău. Îi transmit pe această cale domnului Tăbleț George, prietenul și colegul meu de la Evidența persoanelor Nicu Sărat, un cordial salut și toate urările de bine. Ne uitam că până în anii 2005, la nivel de central, la nivelul Bucureștiului, a fost elaborat un singur ordin, mă rog, celebru ordin pentru cei din sistem 1190, de vreo 100 și ceva de pagini. Adică toată știința evidenței persoanelor se rezuma la vreo 100 și ceva de pagini, dintre care vreo 50 erau niște anexe, practic niște formulare tip. Înseamnă străduința de a, cum să zic, de a compila, de a aduna, de a strânge la oaltă foarte multe informații care au tangență directă sau indirectă cu materia noastră. Cu această evidență a persoanelor, chestiuni de stare civilă, e prima carte care abordează tema cărții electronice de identitate. Sunt multe spețe din practica judecătorească recentă în materia drepturilor, dreptului familiei. Sunt și un set de teste grilă, sunt și propuneri de lege ferenda și, în general, cuprinde cam ultimele probleme cu care se confruntă lucrătorii, funcționarii serviciului sau serviciilor de evidență a persoanelor. Eu încerc să uniformizez, de fapt, aplicarea acestei legislații, pentru că se aplică, din păcate, în toată țara extraordinar de diferit. E o singură lege, sau, în orice caz, două de bază, o ordonanță și o metodologie, dar care se aplică extraordinar de diferit de la serviciu la altul și chiar de la un funcționar la altul în cadrul același serviciu. Ceea ce zic eu că nu este benefic pentru cetățean. Domnul Tănase, această carte se adresează și omului de rând până la urmă? În măsura în care dorește să aprofundeze domeniul, da. Aș putea spune că în principal este o carte de specialitate.
Dar juriștii, avocați, consilieri juridici, magistrați, studenți la facultățile de drept o pot înțelege, dacă vreți, mai ușor, pentru că presupune niște cunoștințe de specialitate. Cât de important este să avem identitate? Pentru că, până la urmă, identitatea fiecărui om contează. Este dreptul nostru în societate. Este important să avem și identitate națională. Vedeți că a fost Ziua Unirii și tot ce s-a întâmplat. Și este important, în egală măsură, să avem și o identitate personală. E un drept fundamental al omului, până la urmă, dreptul la identitate. Pentru că fără identitate nu există. Adică, la acest moment, de exemplu, sunt sute de persoane, mii de persoane, chiar în țară, care nu sunt înregistrate în evidențele stării civile. Pentru că prima dată persoana se naște și în 15 zile de la naștere e obligatorie declararea și înregistrarea nașterii sale în registrul de naștere. Cum este posibil? Aceste persoane nu există. Păi este posibil pentru că cei care sunt obligați, în principal părinții sau reprezentanții lor legali, nu fac demersul legal, prevăzut obligatoriu de legea stării civile, 119-1996, să declare nașterea în baza constatatorului de naștere, la serviciul stării civile al locului nașterii. Deci unde s-a întâmplat, unde s-a produs faptul nașterii. Și amână o zi, două, trei, până la un an, după cele 15 zile se face cu aprobarea primarului localității. După un an e o procedură judecătorească extrem de greoaie și presupune un proces, practic. Trebuie să te judeci ca să capeți o identitate. Dacă într-un an de zile de la naștere nu ai declarat nașterea acelui copil. Problema există în județul Buzău. Haideți să ne referim acum la județul. Eu am peste 100, mă refer acum la municipiul Buzău și la cele 28 de localități arondate. Peste 100 de persoane cu vârste cuprinse între un an și o zi și 30-35 de ani care nu au avut niciodată o identitate. Sunt convins că și domnul Tăvlesc la nivelul râmnicului Sărat are cel puțin 40-50-60, deci astea sunt în fiecare an. Anul viitor apar alții. Adică acum vorbim, o parte din acești oameni și-au rezolvat problemele, dar altă parte ne privește sau nu, dar cert este că nu există. Nu figurează înregistrate în evidențele stării civile. Și asta e în primul rând rău pentru ei, pentru că nu se pot legitima, nu se pot identifica niciun fel, nici o instituție nu ia în seamă. Dacă se îmbolnăvesc, merg la spital, n-au cu un medic personal, nu li se acordă tratament de specialitate decât în cazuri extreme și de maximă urgență. Și, practic, nu pot să-și valorifice niciun fel drepturile legitime. Pe de altă parte, nici nu pot păți nimic. Corect, aici. Pentru că o persoană, în momentul în care a săvârșit un lucru urât, nu poate fi tras la răspundere, pentru că, în primul rând, nu are identitate. Deci, nu ai cum să tragi la răspundere o persoană care nu există înregistrată. Indiferent că poți aduna N martori care confirmă că acea persoană se numește într-un fel. Pentru că, bineînțeles că, chiar neregistrată, este apelată într-un fel. Se individualizează, eu știu, în familie și mai restrâns în societate, cu un anumit pseudonim sau prenume, sau eu știu cum este numită în acel colectiv, dar lipsa unui act oficial, care nu poate fi decât certificatul de naștere și după 14 ani actul de identitate, cartea de identitate sau cartea provizorie, practic nu poate face dovada identității sale. Nu există niciun calculator, nicio bază de date. Cum se simte o astfel de persoană după o perioadă? Mă refer la, are 20 de ani, vârsta de 20 de ani și are pentru prima dată un act de identitate. Ați observat dumneavoastră. Care sunt reacțiile? Pentru că atunci care intre sunt, și el în legalitate. Care sunt reacțiile când vede buletinul sau prima act de identitate eliberat? Mi-e greu să vă spun. Am avut o speță anul trecut, de 37 de ani, 4 copii și n-a avut niciodată act de identitate, nici certificat de naștere. Și acum am trimis scrisori sau felicitări de prin Spania. Eu n-am văzut Spania personal, dar dumnealui, facilitându-i accesul la identitate, ca să zicem așa, îmi scrie. Probabil că e ajutat de cineva, pentru că el n-a fost deja la școală și mai greu cu scrisul. Dar mulțumește că l-am ajutat să plece la muncă în străinătate și să-și poată întreține cei 4 copii. Vă dați seama că e un lucru important, vital până la urmă, pentru că sunt fel și fel de ajutoare, se pune problema angajării, nimeni nu se va face carte de muncă și chiar nu te va angaja nici la negru, pentru că la o adică, cum zice românul, comiți o nenorocire, o infracțiune, o abatere, o pagubă, acele instituții publice sau private și nu, omul își poate recupera niciun fel prejudiciu, e complicat să ai încredere într-o persoană neregistrată doar că spune că se cheamă Georgel sau Ionel. Foarte complicat. Mă bănuiesc că se bucură. Deci senzația unora dintre ei este aceea că o parte din acea libertate de plină le-a dispărut. Foarte multe amenzi, de exemplu, nu li s-au aplicat pentru că polițistul
polițistul nostru de siguranță publică sau, în general, un polițist, un agent de poliție, nu verificându-l în baza de date, văzând că nu există, nu se complică. Nu se complică în sensul în care nici fapta comisă nu e atât de gravă, e la nivel de contravenție, și nici nu face el demersuri, nu e legătura cu, eu știu, cu asistența socială, protecția copilului, cu evidența persoanelor, din păcate ar putea să ia legătura în primul rând, pentru a-i, cum să zic, facilita demersurile de înregistrare acelei persoane. Și se întâlnește și a doua zi, și a treia zi, e un fel de teatru din ăsta absurd în care polițistul se face că n-a comis nimic și persoana se face că nu există, de vreme ce, practic, ea, pentru stat, n-are o astfel de identitate. Stimați telespectatori, vă așteptăm și pe dumneavoastră să intrați în direct la 0338568568, apel cu tarif normal, dacă aveți probleme cu, bineînțeles, cu evidența persoanelor. Puteți spune dacă există persoane care nu au domiciliu? E un subiect interesant ăsta. Domiciliu se caracterizează prin obligativitate. Deci orice persoană este prezumată că are un domiciliu, doar că aceasta este doar o prezumție. În realitate lucrurile nu stau chiar așa. Sunt mai multe situații. Există situația în care părinții, uite cum vorbeam la ipoteza de mai devreme, n-au multă vreme domiciliu. Copilul, practic de la nașterea sa până la majoratul său, are domiciliu sau urmează domiciliul părinților săi, în principal, sau a reprezentantului lor legal, lui legal, în secundar. Ori dacă părinții n-au un domiciliu bine stabilit, vă dați seama că și soarta domiciliului copilului este aceeași ca și a părinților lui. Din vari motive, oamenii locuiesc fără forme legale. Vin din alte orașe ale țării și se stabilesc în rândul când Buzău, ca să dăm exemplu apropiat de nou, sau județului Buzău. Dacă oamenii ăștia și-au pierdut actele de identitate și nu schimbă domiciliul, adică nu fac demersuri în vederea obținerii noilor acte de identitate, evident că e greu și să facă dovada actualului domiciliu și e foarte greu să pună în legalitate și copiii. Pentru că ar trebui puși în legalitate, fiind vorba de un domiciliu legal, la domiciliul părinților, adică în alte orașe, unde oamenii se mută și locuiesc aici fără forme legale. Pe de altă parte, aici neavând o locuință, nu pot, sub nicio formă, să facă noua sau dovada noii adrese de domiciliu sau de reședință. Și atunci ei nu pot obține un act de identitate corespunzător în sensul în care să se înscrie adevăratul domiciliu, unde locuiești în prezent. Cei unde ai locuit acum 15 ani, o chestie de fostul domiciliu, da? Și aici alegeitorul, din păcate, patinează din ghilimele de rigoare și ne recomandă imperativ, a se citi imperativ pentru că un text expres în lege, să stabilim domiciliul acestor persoane cu dificultăți la nivel de oraș. Adică ai domiciliu pe rând, cu sărat, pe stânga, pe dreapta, în centru, mai la vale, mai departe, mai aproape. Dar eu n-am fost de acord, am atacat frontal această temă, pentru că domiciliu e o noțiune extrem de veche și numai trebuie să înțeleagă că domiciliu înseamnă casa pe care o locuiești. Vine din latinescu domum colere, casa pe care o locuiește cineva. Ori nu poți să pretinzi, dacă vrei să fii riguros din punct de vedere juridic, că domiciliul este tot municipiul Râmnicu-Sărat. Municipiul Râmnicu-Sărat nu este o casă, este o superbă metropolă, era să zic, dar în niciun caz nu poate fi nici ca dimensiune și nu poți să fii identificat. Deci domiciliul presupune individualizarea în spațiu, într-un loc exact. Adică nici dacă spun că adresa dumneavoastră este pe strada Unirii, blocul 11, nu-i domiciliu. Pentru că în blocul 11 pe strada Unirii stau zeci de persoane. Trebuie să indic și etajul și apartamentul, ca să individualizez exact locul în care dumneavoastră aveți domiciliu. Deci domiciliul presupune o adresă exactă. Dar acei oameni ai străzii care pur și simplu ei nu au o locuință, dar poate chiar niciun act de identitate. Ce se întâmplă cu ei? Pe ei, ca în teorie, în orice caz, până la 18 ani, ar trebui să urmeze domiciliul părinților. Adică ar trebui să le teoretic, un act. Dar nu și practic. Dacă vin la noi și se adresează, așa procedez. Și bănuiesc că și la Râmnicu-Sărat este același lucru. Eliberez actul de identitate cu adresa părinților săi, pentru că e o obligație legală. Adică nu e posibil, din punct de vedere juridic, ca părintele să aibă un domiciliu și copilul minor, până la 18 ani, un alt domiciliu. După majorat e problema, pentru că omul nu-și mai poate ani de zile reînnoi actul de identitate, neavând documente. 3, 2, 1, 0. Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, și bine ați venit la TV Sat. Așa cum v-am obișnuit, și în această seară vă dăm întâlnire la emisiunea Te Privește. Eu sunt Daniel Țiglanu și timp de 60 de minute o să stăm de vorbă cu directorul executiv adjunct de la Direcția de Evidență a Persoanelor Buzău, domnul Adrian Tănase. Bună seara!
Vă aștept să participați în direct în această seară la 0338568568, apel cu tarif normal. Nu uitați nici de site-ul nostru www.tvsandrum.ro, cu un simplu click ne puteți vedea live. Și bineînțeles, săptămânalul de informație și divertisment, scurt pe 2, ajuns la numărul 5, este la dumneavoastră acolo acasă. Sper că l-ați și cumpărat și vedeți tot ceea ce... Fapte, oameni, întâmplări, evenimente care ne marchează viața. Bună seara, doamnă! E pe silențios telefonul nostru? Nu, ne închis de tot. Oh, ok. Deci nu am mai dat tot să scop bateria. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, dumneavoastră și distinșilor noastre telespectatori. La mulți ani, că ne vedem prima dată în acest an, la început de an, și sperăm că acest an să fie mai bun la toate capitolele. Eu vă mulțumesc frumos că mi-ați acceptat invitația ca în această seară să discutăm despre problemele care există pentru identitatea unui om. Și eu vă mulțumesc de invitație. Ei bine, doamnelor și domnilor și pe dumneavoastră,